Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă prezentare. O nouă prezentare a, să zicem, a unor smartwatch-uri. Am decis să fac trei într-unul, să zic așa, întrucât n-am mai făcut de ceva timp și am zis să prindem cu o singură filmare mai multe produse. Ca și idee, o să încep prin a vă prezenta unul dintre ceasurile mele favorite, și anume Pebble Steel, unul dintre ceasurile care mie mi-a plăcut foarte tare și care, să zic așa, m-a atras în primul rând în am achiziționat un smartwatch. Între timp, cei de la Pebble au scos și Pebble Time, unde urma și Pebble Steel și ulterior altele și altele. Aceste smartwatch-uri de la Pebble momentan au nevoie de niște aplicații, să zicem așa, third party, întrucât cei de la Pebble au fost achiziționați de cei de la Fitbit și au închis serverele și a le folosi o să fie destul de interesant, în sensul că o să vă ia ceva timp până o să vă dați seama că de ce nu vă funcționează device-urile. Eu am reușit și cu puțin noroc, să zic așa, le pot folosi încă. Cele două ceasuri, să zic așa, au acel încărcător tip magnetic, destul de ușor de folosit. Interfața arhicunoscută, ușor de folosit, cu butoanele aferente. Se schimbă ușor ceasurile, da, un smartwatch mai mult decât ok. Da, deci nu are nevoie de, fiind paper ink, da, display-ul, se poate vedea tot timpul ora și tot ce aveți nevoie. Varianta de Pebble Time are și câteva, să zic așa, culori, doar că sunt destul de anemice, ca să nu le zic altfel. Pe spate, portul magnetic pentru încărcare și cureaua este un pic mai, ceva mai universală decât varianta de la Pebble Steel, care are această parte de mijloc care o să vă incomodeze și care nu o să vă permită să folosiți cu orice fel de brățară. În schimb, brățara metalică este foarte robustă, rezistentă și o să vă placă mult dacă o să fie o variantă pentru dumneavoastră. Varianta de Pebble Time, cum ziceam, ceva mai nou, dar nu am fost atât de încântat de el, întrucât pe parcurs, undeva pe lateral, se exfoliază ecranul și o să devină urțel, să zicem așa. Partea de metal, de aluminiu sau ce-o fi el, stil oțel, partea aceasta nu rezistă foarte bun la zgârieturi, adică se va zgâria destul de urât în timp, dar dacă vă obișnuiți și vă place, o să-l puteți folosi mult și bine. Cu aplicația dedicată, atunci ce este conectat la ceasul dumneavoastră, puteți folosi să primiți toate notificările de pe telefon după ce l-ați conectat. Ulterior, puteți inclusiv să vă schimbați fețele ceasurilor tot din aplicația de pe telefon, da? Deci în momentul în care sunt pe aplicația de pe telefon, o să-l conectăm. O să încerc să-l conectez, pentru că momentan am două ceasurile pe telefon. Nu trebuie să-i spun telefonului pe care vreau să-l conectez, așa încât să-l poată recepționa pe cel care vreau eu. Da? Și în momentul în care am pus aici, vreau să descurc eu cum ar trebui să fie. Dacă am selectat acest ceas, el se va muta automat și pe ceas. Da? Deci funcționează destul de simplu. Iar dacă selectăm un ceas cu culori, în momentul în care o să-l selectăm același ceas pe Pebble Steel, da? O să se vadă fără culori. Da? O să fie același ceas. Chiar dacă le avem pe
da, din aplicație, dacă le-am selectat amândouă ceasurile, pe o parte să fie culori și pe o parte fără. Bun, să revenim la cel de-al treilea ceas, și anume Moto 360, un ceas care mi l-am dorit foarte, foarte mult. În final l-am achiziționat de pe eBay. O decizie destul de interesantă, având în vedere că eBay-ul este destul de, să zicem așa, plin de tot felul de oameni. Acest ceas este mult mai ok, mult mai robust, are și un port de încărcare ceva mai bine făcut. Da? El se pune port de încărcare de genul acesta. Și pentru care este la curent, o să apară o setare, o modalitate de acționare a ceasului pentru a îți da seama că este andocat, da? Că este pe doc. Ceasul în sine este foarte drăguț, foarte frumos, ușor de purtat, o brățară foarte, foarte frumoasă de piele. Bineînțeles că este și varianta de Milanese Loop, varianta de inox și tot felul de alte brățări, dar mie îmi place foarte tare această brățară. Aici schimbarea ceasurilor este ceva mai ușor și se pot folosi tot felul de fețe ale ceasurilor, unele mai frumoase decât celelalte, iar ceasul în sine arată foarte bine. Este din aluminiu și sticlă, mult mai bine făcut, este water resistant până la IP67. Putem verifica notificările, tot felul de setări, Google Health și alte opțiuni. Din punctul meu de vedere, este unul dintre cele mai bine construite ceasuri și mie personal îmi place foarte, foarte mult. Dacă ar fi să aleg cele două, le-aș alege pe amândouă, pentru că acesta este un tip de ceas care se poate folosi în anumite situații, iar acesta în alte situații. Să zicem, acesta ar fi un ceas de genul office, cu un look ceva mai de fiecare zi, iar acesta un ceas mai elegant, mai bine construit și cu, să zicem așa, cu un look ceva mai sofisticat. Pentru cei care le doriți pe care dintre ele, vi le recomand. Atenție la bevel, cum ziceam, la setări și la conturi. Prin modalitatea de a-l selecta și de a-l seta pe telefon. Iar, de asemenea, în timp e posibil să aveți acel screen bleeding despre care puteți citi pe internet, o problemă la ecran, dar care se rezolvă destul de simplu și ulterior vă poate ajuta să vă bucurați de ceas mult mai mult. Ca și idee, sunt cam la același preț amândouă, nu este diferență mare de preț între ele, chiar și Pebble Time este cam la același nivel de preț, deci ca și prețul nu sunt foarte scumpe, cel puțin în momentul de față, având în vedere că sunt niște generații ceva mai vechi, dar pentru cei care nu doriți să dați o căruță de bani pe un ceas, eu zic că merită și vă puteți bucura de tot ceea ce ele vă pot oferi. Vă mulțumesc, la revedere!